auzi? Da, te aud. Uite care faza, fii atent. Pe mine nu mă interesează de metin. Contul ăla este furat. L-am furat acum 2 zile. Eu cu asta mă ocup. Fur conturi. Sparg toate chestiile. Pentru Da. că sunt pe domeniul ăsta. Sunt pe domeniul de hacker și de IT, ca să știi. Contul ăla de CS pe care l-ai văzut tu, nu e al meu. L-am furat și pe ăla acum vreo 2-3 luni. Eu ți-am zis cu asta mă ocup. Sunt, să Eu zicem, stai parte un din pic. niște grupuri destul de mari din România ce se ocupă cu chestiile astea. Furăm date, vindem date, pula mea. Itemele tale nu mă interesează. Am, de fapt, o să le arunc pe jos sau o să le dau niște unor tovarăși care chiar se joacă prostia asta de joc. Păi și de ce le-ai luat atunci? Păi tocmai. Vreau să spun că tot ce am făcut am filmat. Am să-ți cenzurez fața, tot, ca să nu se știe cine ești tu, cum ești tu. Doar vocea, eventual să spun o voce mai groasă cu un voice changer. Și tot materialul ăsta va fi folosit în scopul prevenirii furtului de iteme din diferite jocuri și toate Da, jocurile. stai un pic. Cum vine asta? Cum adică cum vine asta? Păi, furați item-ul și puneți materialul nu știu unde ca să preveniți. Da, dar faza e că serviciile noastre costă bani. Ca să vizualizezi aceste materiale, trebuie să plătești o sumă destul de mare de bani. Dacă înțelegi ce spun. Da, Și nu eu poți n-am să-mi dai bani pentru măcar. asta. Nu poți să-mi dai măcar ceva skin-uri. În primul rând, dacă nu te-ai uitat și tu pe cont, contul ăsta, după ce că-i furat, mai este și banat pe CSGO. A, da, l-am văzut. Deci nu te uita la asta, în primul rând. Trebuie să te uiți mereu când faci chestia asta. Adică contul era banat, tocmai chiar am luat unul dintre conturile banate ca să văd dacă îți dai seama dacă reacționezi, dacă cumva. Și tocmai că n-ai făcut-o și Vai. sincer chiar mă mir. Da. Deci na. Chestia pe care am zis-o cu Paladin nu e adevărată, nu sunt Paladin, nu sunt așa ți-am spus, Da, sunt știu, patron mi-am pentru dat seama Paladin. din cauza. Deci nu. Din cauza. Stai să zic, din cauza că am vorbit cu el înainte și mi-a dat Discord-ul lui. Are Discord? Da. În fine. Ca să știi, vocea aia nu era a mea, din nou. Voice changer și nici vocea asta nu era a mea. Nu am voie. Dacă eu te las acum să-mi auzi vocea, o să mă dea afară și nu am voie să fac chestia asta. Stai un pic, dar nu poți da măcar itemele înapoi. Adică tu ai materialul filmat. Da, dar ți-am spus că n-am voie, e job până la urmă. Eu câștig destui bani făcând chestia asta în fiecare zi. Și nu e doar de Metin, Metin e un căcat de joc, din opinia mea. Noi ne ocupăm și cu Facebook, cu Instagram, Counter-Strike, orice joc există, suntem acolo. Până și pe GTA 5 online, până pe orice. Dacă vrei să mă Lol. contactezi cumva, știi ce este Dark Web? Da, știu. Dacă vrei să ne contactezi, intri pe Dark Web și scrii ZZZ 425. Și o să vezi Și că aș există. putea să intru și eu în această corporație, ca să-i zic așa. Păi având în vedere că tocmai acum nu ai fost atent la detalii, nu ți-ai dat seama și tocmai ai fost păcălit printr-o metodă foarte proastă, este cam greu. Măcar ai ceva, cum să spun, știi ceva IT, hack, cum să afli IP, cum să afli, măcar ai un VPN activ. Știi ce e VPN-ul? Nu. VPN-ul este o chestie care schimbă IP-ul la fiecare secundă. Dacă tu încerci acum să-mi faci rost de IP, nu poți că se schimbă la fiecare secundă. Eu dacă vreau Dar să nu o te să fac încerc rost de asta. IP acum, știi? Dacă vreau. Deci, nu poți să-mi dai itemele înapoi? Ți-am spus, îmi pare rău, dar chiar nu pot. Dar Dacă ai fi stai un cu pic, mine, ți ai... le-aș da și pe ăla de pe contul furat, că sincer nu prea mă interesează de el. Eu doar lucrez, îmi iau banii, mă doare în pulă, știi ce zic? Da, știu, înțeleg. Nu. Ai zis că o să le arunci, adică te dai în pulă de ele, nu? Păi, da, dar trebuie să stau 2 zile ca să arăt dovada. După care Fii o să atent, vezi poți... dovada. O să mi le dai după 2 zile. O să vorbesc cu supervizorul să văd dacă se poate ceva. Mă Pe poți bune, contacta înapoi ți-am notat pe Discord. deja, oricum ți-am notat deja IP-ul, ți-am notat IP-ul, știu că ești de CSRD, nu contează căcaturile astea. Pe asta ți-am Nu, notat dar... ușor. Ți-am luat IP-ul, ți-am luat astea, dacă o să reușesc cumva să vorbesc cu supervizorul să ți le dea înapoi, oricum am IP-ul tău, pot să dau de tine este contacte, știi, nu-i problemă de asta. Da.
Poți să vin apoi să-ți dau restul, pula mea. Ce restul? De fapt, nimic, nu, nimic. Păi, pula deci mea. Nu am nevoie de item, dar ți-am spus că nu mai... Da, nu mi-am dat seama. Mașina. Adică, da, pare rău. O să continui să fac videoclipuri de astea. Ți-am spus, dacă vrei să ne contactezi, intri pe știi tu ce și na. O să te contactezi deep în câteva zile dacă... Deep Web și unde? Nu, Deep Web. Deep Web este pentru sadiști, ucideri, violuri, toate chestiile. Nu, Deep Web. Da, cum se numește Dark Web? A, deci ia, stai că caut acum. Nu, fă greșeala asta, cream că știi ceva, nu intra. Că o să ți se ducă tot dracu, deci nu, dacă nu ești pe domeniul ăsta, nu intra. Pentru că tu în primul rând nu ai un VPN, dacă tu intri pe Dark Web în momentul ăsta, orice hacker îți ia calculatorul, ți-l parolează, te pune să plătești 100 de euro sau nu ți-l mai dă, sau îți află informațiile și le vinde, dacă nu știi pe Dark Web, poți să vinzi, poți să-ți cumperi informațiile oamenilor, gen, poți te prefaci că ești chinezul Ling Zhongun, cu pașaport, cu tot, cu tot ce vrei la 100 de euro, poți să-ți iei o... pur și simplu o nouă fată, orice vrei, cu 100 de euro. Deci nu intra pe așa ceva, că dacă nu te pricep, nu-i bine. O să fii carne vie, pe scurt, și nu-i ok. Eu cream că știi... Mi se pare șmecheră treaba asta. Poftim? Mi se pare șmecheră treaba asta. Bă, ești șmecher, dar crede-mă că trebuie să lucrezi o grămadă. Trebuie să înveți informatică, în primul rând. Trebuie să știi să programezi, trebuie să știi... protejare de database, protejare de hacker, protejare de tot. Trebuie să știi să faci hack. Să faci hack-uri, să dai DDoS, să virusezi, etc. Sunt ani de muncă, deci trebuie să stai pe puțin vreo 6-7 ani să înveți toate chestiile, cum funcționează lumea asta. Dar de curând, și ce cauți? Tu ai 17 ani, cumva? Da. Da? Da. Da, uite, exact. Că poate zici că nu mă pricep, da, atunci tu ești ăsta. În fine, nu și cum mă cheamă? Ce? Cum mă cheamă? Andrei, nu? Nu. Nu? Atunci ai pe cineva cu numele de Andrei în familie, ca așa apare aici. MIP-ul spune... În fine, nu te bag cu detalii de asta. Stai un pic, Andrei și mai cum? Păi nu, scrie prenumele, scrie doar Andrei, atât. RCSRD, Andrei, atâta. Și un număr de telefon. Care număr? Nu contează. Ți-am spus, dacă e, te contactez în câteva zile, am IP-ul, poți dau de tine, nu-i nicio problemă, ok? Deci, serios, te rog frumos, adică, na. Da, ți-am spus, chiar poți să vorbesc. Să fac ceva acum. Na, poți să, ți-am spus, nu stă de mine, eu doar lucrez aici, adică, pui mei. Și dacă, de exemplu, nu acceptă? Poftim? Dacă, de exemplu, nu acceptă? Dacă nu acceptă, asta e, nu am ce să fac, îmi pare rău. Ți-am spus, eu sunt doar angajat aici și câștig destui bani, adică, na, și nu prea vreau să-mi stric jobul ăsta, știi ce zic? E un job foarte bun. Da, înțeleg. Gândește-te că eu pe fiecare schemă de asta, pe fiecare videoclip, câștig 700 de euro. Aia da. Da, păi știi cât costă serviciile noastre? Pachet, cel mai ieftin pachet este de 1200 de euro și ține doar 5 luni. Atât. Și... ce vreau să zic, ai zis că o să le arunci pe jos? Am zis așa, nu, probabil că nu o să le arunc pe jos, o să rămână în contul ăsta furat. Ți-am spus, nu știu, dacă e vreunul din băieți sau fete interesate de cont, poți să-l ia, asta e. Știi, nu contează, pentru mine nu contează chestia asta. Eu am făcut de când aveam 17 ani în pula mea. Știi ce zic? Da. În fine. Ți-am spus, o să te contactez în câteva zile dacă se rezolvă, dacă nu, chiar îmi pare rău, trebuie să înveți, ai grijă de tine și ți-am spus, dacă vrei să apelezi la serviciile noastre, sugerez să nu o faci, pentru că nu te pricepi pe chestia aia și n-aș vrea să ți se întâmple chestii prele. Ok. Să te uiți, uite, de curiozitate, să te uiți pe YouTube la videoclipuri despre Dark Web și Deep Web, ca să vezi în ce lucruri sunt băgați unii și printre care și noi. Salut! Băi, doamna, am mușcat-o, ești prost.